Pentru introducerea simbolurilor tradiționale au votat 50 de deputați, 10 au fost împotrivă și 40 s-au abținut de la vot. Pentru ca propunerea să fie adoptată, trebuiau să voteze 81 de deputați. Săptămâna trecută, deputații s-au înțeles să sprijine adoptarea acestei propuneri. Totuși, la ședința de astăzi, deputații Partidului Democrat și-au schimbat părerea și s-au abținut de la vot. Nijednog trenutka nije postoje dogovor, niti može da postoji dogovor između Srpske napredne stranke i Demokratske stranke. Mi smo bili u procesima usaglašavanja i proces je išao u dobrom pravcu, ali, nažalost, nismo mogli do kraja da se složimo. Predrag Matein, deputat al Partidului Progresist Sârb, de altfel opoziția în Parlament, a învinuit Partidul Democrat că a încălcat brutal înțelegerea inițială la care s-a ajuns la ședința Colegiului Adunării Provinciale, unde doar Liga Social-Democraților Voivodineni a anunțat că va vota împotriva introducerii simbolurilor tradiționale. La rândul său, István Pásztor, președintele Adunării Voivodinei, a menționat că cluburile parlamentare își pot schimba părerea până la momentul votului.